La inițiativa consilierului Bogdan Peniu, cu sprijinul și susținerea primăriei Năvodar și nu în ultimul rând cu implicarea și dăruirea celor doi soli ai orașului, care aduc arta pe scena casei de cultură Pontus Euxinus, Dora Radu și Elena Matei, Năvodarul a avut parte de o premieră culturală absolută. Pe pânza de proiecție a scenei a rulat pentru prima oară o premieră a unui film aflat în gala de promovare. Sâmbătă seara, înaintea începerii filmului Între Chin și Amin, a urcat pe scenă chiar regizorul peliculei, Toma Enache. Bună seara! Mulțumim că ați venit aici. Sunt extrem de onorat că sunt aici la Năvodar în această seară la premiera filmului Între Chin și Amin, la proiecția de gală. Ne place să spunem și cum se întâmplă lucrurile o dovedesc la cel mai așteptat film al anului, Între Chin și Amin. Vizionare plăcută, ne vedem după! Timp de 125 de minute, filmul a țintuit pe scaune cu răsuflarea întretăiată întreaga audiență. Un film românesc întru totul, prin subiectul abordat, un episod al istoriei noastre cunoscut sub numele de Experimentul Pitești, actorii din distribuție mai noi și mai vechi, Chira Hagi, Constantin Cotimanis, și prin sentimentele trezite de suferințele îndurate de acei supraoameni, despre puterea lor de a răbda și în final de a ierta. Sângele apă nu se face. Nu se știe niciodată. Păi și tu ca el? Niciodată. Am mulți morți. Simt că să ne împrietenim. Avem foarte mult în comun. Sunt a ta pentru totdeauna. Atmosfera creată l-a emoționat și pe regizor, care a revenit pe scenă de data aceasta însoțit de o parte dintre actori. Au fost aplaudați la scenă deschisă pentru rezultatul muncilor. E o stare și o emoție și pot să spun că a meritat tot efortul. Spuneam într-un interviu că dacă împreună o să adunăm de la toți o lacrimă în memoria celor care au pătimit acolo, că pentru ei am făcut filmul ăsta, pentru toți cei, și putea fi bunicul meu, bunicul tău, bunicul ei sau al altcuiva din sala lor, cui, sau unchiul, sau tatăl, sau mama. Seara s-a încheiat cu pozele din foaierul casei de cultură, unde năvodărenii au avut ocazia de a imortaliza un moment aparte, prezența lângă omul, oamenii care au creat această operă cinematografică. Filmul Între Chin și Amin a fost selectat la Festivalul Internațional de Film Buenos Aires din 1400 de filme înscrise în competiție și este pe lista scurtă pentru câștigarea Marelui Premiu. De asemenea, este în competiție pentru cea mai bună muzică la International Sound and Film Music Festival din Croația și la Best Director la Florence Film Awards în Italia.